Cât de mult credeți că ne va schimba această pandemie? Deja ne-a schimbat. Nu mai avem acea strângere în brațe sau o strângere de mână, din păcate. Cât de mult ne va schimba această? Pandemie? Cum va arăta lumea după cred că, în această rând, pandemie? Cred că, în primul rând, credeți că vom reveni la obiceiurile noastre, așa cum eram înainte, sau vom rămâne cu. Depinde la setele? ce fel de obiceiuri. În principiu, da. Trebuie să. Să ne dorim revenirea la normalitate, care a fost suspendată în perioada aceasta. Normalitate însemnând de la gesturile banale, cum spuneți dumneavoastră, dar absolut firești, care transmit o căldură umană în relațiile dintre noi, până la multe alte lucruri care fac parte din viața cotidiană. Depinde, m-ați întrebat ce a schimbat această pandemie, depinde ce avem de schimbat fiecare dintre noi în noi. Pe unii a schimbat în rău. Pe alții în bine, aș spune că poate singurul fruct comun din care ne-am putea, din care am putea gusta cu toții la sfârșitul pandemiei, ar fi un tip de solidaritate. Am traversat toți, aproape în mod egal, o experiență eminamente negativă, o experiență traumatizantă psihic pentru foarte mulți, bătrâni mai ales, care au rămas în casă izolați și așa mai departe. Am avut timp și încă mai avem să facem exercițiul solidarității, să ne implicăm, să ajutăm pe cei care au nevoie în această perioadă de, de sprijinul nostru, de la un cuvânt bun până la o pâine cumpărată pentru cineva. Există un registru nesfârșit în care putem face, face ceva bun. Sper că o asemenea criză, ca orice criză autentică, ne-a pus pe gânduri. E rolul oricărei crize, în mod involuntar, să ne pună pe gânduri. Criza asta și înseamnă judecată, adică te pune pe gânduri, te pune în situația de a lua niște decizii. Important e să luăm deciziile bune.